Salut, eu sunt Sorin de la Killer Banana, iar azi vreau să vorbim despre Doki Doki. Da, în sfârșit un clip aici despre acest joc. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să distrugeți butonul de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul, pentru că veți avea să vedeți pe aici. Vă mai ofer și câteva lucruri în plus dacă deveniți membrii canalului. Bun, hai să începem. Cred că era și momentul să vorbim despre o teorie din Doki Doki, iar azi facem acest lucru. Și vă spun și eu părerea mea despre acest joc și o teorie destul de interesantă, zic eu, despre el. Da, Doki Doki, ăsta e primul clip oficial pe canal în care vorbesc efectiv despre serie. Eu am făcut mai multe live-uri în care efectiv am jucat-o jocul, dacă na, nu urmăriți live-urile sau n-ați știut, n-am jucat jocul. Iar acum, da, e momentul să vorbesc puțin despre acest joc și sunt destul de multe așa de vorbit despre el, adică pot să mă duc în mai multe direcții, dar am ales azi ca în acest prim clip să vorbesc despre o teorie din Doki Doki și o teorie, zic eu, destul de interesantă, așa, la care nu m-am gândit. Oricum, sunt destul de multe teorii despre Doki Doki, de aceea, da, cred că o să mai fac clipuri despre acest joc, dar deocamdată, da. Acesta este primul clip și o să mai vorbim și despre alte lucruri. Pe scurt, Doki Doki este un joc destul de interesant, așa, nu știu dacă să vi-l recomand să îl jucați, că e destul de depresiv, așa, dar zic eu cum este făcut povestea și lucrurile care se întâmplă în joc și efectiv reveal-urile acelea de mai încolo sunt destul de wow, așa, pentru un joc, n-am mai jucat ceva asemănător. Da, pregătiți-vă de power și de momente din alea. Deși el nu pare, mai încolo devine mai interesant așa. Da, am jucat Doki Doki de prin octombrie așa și sunt multe de vorbit despre acest joc, dar azi vreau să vorbim despre o teorie care mi s-a părut interesantă. So, se spune că pe lângă cele patru personaje din Doki Doki, și anume Yuri, Monica, Natsuki și Sayori, ar mai fi un personaj pe nume Libitina. Acest personaj fiind ascuns în fișierile jocului. Bine, jocul ăsta este interesant din multe puncte de vedere așa, pe lângă acțiunea din joc, pe lângă dialoguri, pe lângă urmările care le vedem în Doki Doki, se pare că ar mai fi și un al cincilea personaj, adică această Libitina, un personaj ascuns, un personaj pe care na, trebuie să sapi puțin după el, adică trebuie să intri în fișierele jocului. Trebuie să te uiți cu atenție, trebuie să prelucrezi o imagine, nu știu cum, să te uiți de la ea de sus și apoi vezi acest personaj, un personaj nou care nu apare în joc efectiv, dar în practic nu ni se prezintă în joc, dar el ar fi totuși, poate că chiar cine știe, Yuri din Doki Doki. Mă rog, Doki Doki are multe chestii, dacă vreți, ciudate așa, multe chestii destul de weird. Poveste, cam știți voi cum, da, e interesantă, într-adevăr. Ar mai fi un personaj, iar acest personaj nu ni se arată și nu ni se arată pentru că este cumva un personaj ascuns, dar un personaj care are un rol destul de interesant așa în Doki Doki. So, caracteristica principală al acestui personaj este că ea este practic o mașină de ucis. Aflăm mai multe despre acest personaj în fișierul lui Sayori din joc. Se mai spune despre el că ar mai fi numit și The Third Eye, și anume că ea și-ar putea activa această abilitate în joc. Bine, jocul sugerează într-un fel că acest personaj, Libitina, ar fi într-un fel de comă, da? Din nou, teorie, o comă, dar aici na, este sugerată treaba de joc, deci nu e doar o teorie, jocul spune asta, că cumva a trecut prin niște probleme mentale și îți cere practic ție ca utilizator, mă rog, ca cel care se uită prin fișierile jocului să nu să o ajuți, adică să nu îi faci mai mult rău. Ea pare că este într-un fel de depresie, din nou o chestie foarte asemănătoare cu ceea ce vedem în joc. Se mai zice despre chestia asta că cei care au realizat Doki Doki Literature Club ar urmări un nou proiect, adică ar face un nou proiect, adică Project Libitina, fix de aici venind și numele. Bine, noul proiect, noul joc n-a mai apărut de când a apărut Doki Doki, dar chestia a rămas așa destul de vagă și interesantă în același timp și creepy, bineînțeles că na, n-ar fi Doki Doki Literature Club dacă n-ar fi foarte creepy, nu-i așa? Și da, știu, când l-am jucat la început, cred că unii dintre voi l-ați văzut, dacă n-ați văzut finalul,
pe canal prin live-uri, da, la început era boring, dar pe măsură ce avansează povestea și se întâmplă chestiile care se întâmplă acolo, da, devine din ce în ce mai weird și mai ciudat și chiar destul de interesant, așa. V-am zis și atunci, vă zic și acum, n-am mai jucat un joc de genul așa. Și na, asta, Libitina ar fi practic un alt personaj de acolo, dar personaj care nu ni se arată, personaj despre care nu știm mai nimic și personaj care probabil ar putea avea o influență mai mare într-un eventual alt joc, dar deocamdată na, nu mai știm nimic despre un alt joc, așa că așteptăm și vedem. Bine, jocul poate fi interpretat în mai multe feluri și se poate ajunge la multe concluzii, dar un lucru este cert, și anume că acest personaj, Libitina, există în joc, dar ce rol ar avea nu este prea clar. Bun, și de ce Yuri atunci se descrie, adică de ce Yuri ar putea fi această Libitina și de ce această teorie care apare? Atunci când intri în fișierele respective, ajungi pe un site care efectiv se cheamă Project Libitina, adică un site în care ți este arătat în detaliu acest personaj, îți explică mai multe chestii despre el. E, cumva asemănarea aceasta între Libitina și Yuri este una destul de evidentă, în sensul că Yuri chiar spune despre ea efectiv în joc că ideea este că Yuri descrie mereu un joc, dacă l-ați jucat, spune în detaliu orice, adică tendința ei este de a explica în detaliu orice chestie care este sau nu importantă și inclusiv romanele pe care le citește și așa, adică despre asta este jocul. Lucru care ar putea sugera o legătură între acest personaj misterios și Yuri din Doki Doki, de asta și teoria de aici. Mă rog, toate personajele din Doki Doki sunt destul de suspicioase, așa, adică nu prea poți avea încredere în niciun personaj. Iar pe măsură ce joci jocul, îți dai seama că toate sunt destul de weird. Mă gândeam acum și la Monica, care na, ea este într-un fel villain, dacă vreți, dar nu e chiar așa neapărat villain, adică dacă o interpretez altfel, poate fi altfel, adică nu ar putea fi neapărat un villain în Doki Doki. Jocul poate merge în orice direcție, adică depinde mult de cel care interpretează și sunt convins că sunt mult mai multe teorii din Doki Doki, dar aceasta mi-a ieșit acum în cale și despre aceasta vorbesc acum cu Yuri și Libitina. Mă rog, dacă mai aveți și voi alte teorii, puteți scrie mai jos, poate o să mai fac un clip de genul. Voi ce spuneți așa despre această teorie din Doki Doki? Credeți că ar putea sta în picioare? Puteți să lăsați un comentariu mai jos și o mai vorbi. Nuș, mi se pare că Diamantul Alb e un pic villain. O să fur un gem de la cineva ca să dau like. Intro-ul de pe TikTok 0002. Ce mișto a ieșit intro-ul, bravo și felicitări pentru 6K. Teorie Naruto. Vreau să apar la final. Am ajuns în video, Lmao XD. Nu joc Minecraft, dar mă uit când joci pe live.